Monica Macovei a luat foc după un incident în capital, Dragnea Ilacheii lui pui în funchi nu accept libertatea de exprimare. Europarlamentarul Monica Macovei consider centuarea lui Cristian Mihai Dide, după ce acesta a proiectat mesajul Dies Resist pe Muzeul de Art din București, este expresia un stat agresiv cu cetenii lui, care nu accept libertatea de exprimare, care încalc drepturile omului și nu suport critica. Întoarea îi ducerea la sechea de poli a lui Cristian Dide, unul dintre protestatarii din Piața Victoriei, pentru ce a proiectat Dies Resist pe Palatul Regal, sunt expresia statului pe care îl doresc Dragnea Ilacheii lui pui în funchise, îi servească interesele, un stat agresiv cu cetenii lui, care nu accept libertatea de exprimare, care încalc drepturile omului și nu suport critica. Dragnea Ilacheii lui planta în funcții guvernamentale sunt ca mentalitate și mod de acțiune în Turcia dictatorului Erdogan și în Rusia dictatorului Putin. Astea sunt modelele de guvernare ale lui Dragnea, în care cetenii nu mai au voie să fie liberi, sunt intimidai și abuzai, scrie Macovei pe Facebook. E mare pecat. Ce este interzis se face azi, în Duminica Tomii. Mesajul Dies Resist a apărut pe celeghile a Muzeului de Art, vineri seară, în timpul festivalului de lumini Spotlight. Un incident contestat de societatea civilă a fost înregistrat vineri seară la Festivalul de Lumini din București. Un activist cunoscut pentru participarea la protestele din Piața Victoriei a fost înctuat, după ce a proiectat pe Palatul Regal mesajul Dies Resist. Reprezentanții poliției au precizat, scurt, ce nu a fost imobilizat și amendat pentru proiecție, ci pentru ce a refuzat să se legitimeze.